Parlamentarii se întorc la serviciu din această săptămână, mâine la Camera Deputaților. 12 aleși vor participa la ședința biroului permanent, iar joi vor avea prima lor ședință de plen. În sală nu vor fi mai mult de 30 de persoane și vor fi respectate toate măsurile de precauție. Colega mea, Alina Sorocean, este cu noi și ne spune mai multe. Alina, ce știi, cum se vor desfășura aceste întâlniri? Bun găsit! Prima ședință în care parlamentarii vor reveni fizic, iată de această dată, la serviciu, va fi cea a Biroului Permanent Național, Birou Permanent al Camerei Deputaților. Sunt 12 membri ai acestui birou, alături de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, vor lua parte la această ședință, urmând ca joi să avem o ședință a plenului Camerei Deputaților. La ora 10 va începe aceasta. Dacă până acum toți parlamentarii și liderii de grup intrau prin telefon, prin acel sistem pus la punct de Camera Deputaților pentru a lua cuvântul la ședința de plen, de această dată vor fi prezenți în sală, pe lângă președintele Camerei Deputaților și secretarii Camerei, liderii de grup, liderii fiecărui partid politic, pentru a-și exprima în mod direct punctul de vedere. Se va păstra distanța socială, vor avea măști de protecție, vor avea mănuși, vor purta echipament astfel încât să respecte toate condițiile înaintate de Direcția de Sănătate Publică. Nu vor fi mai mult de 30 de persoane în sală, iar treptat vor reveni mai mulți parlamentari la serviciu. La Senat, deocamdată însă, se păstrează acel sistem online al ședințelor. Vom vedea însă dacă de săptămâna cealaltă și senatorii vor reveni fizic la muncă.